ca discuții de clasă noastră. Mulțumesc tuturor, dar în primul rând mulțumesc domnului ministru, domnului senator Vădorovici, pentru faptul că astăzi este alături de noi. Știți foarte bine, este campanie electorală. Practic avem un turneu electoral în județul Cluj. Am vrut neapărat să venim și la Turda, Câmpia Turzii, pentru că este o zonă foarte importantă pentru noi, pentru județ și, până la urmă, este o zonă care este cunoscută la nivel național. Alături de noi, ați văzut, sunt candidații noștri pentru cele două primării, primăria de la Turda, domnul Matei Cristian, primăria de la Câmpia Turzii, domnul Petre, bineînțeles, domnul deputat titular, care este candidatul nostru pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj. Sunt și eu candidat la Consiliul Județean, pe listă de Consiliul Județean, domnul viceprimar, care este aici și care este candidatul nostru pentru funcția de viceprimar la Turda. Și, bineînțeles, domnul senator Codos, care este într-un fel și gazda noastră, pentru că este senator de deputat. Teoretic, domnul Teodorovici este alături de noi și discutăm și despre partea asta de fonduri europene, de finanțe, pe zona care este, cred că, unul dintre cei mai mari specialiști din România, dacă nu cel mai mare, dar nu vreau să-l supăr. După performanță, oricum, zic că a făcut mai mult decât multă lume la, în zona în care a reprezentat-o și sunt convins că va face și în continuare. Sunt convins că PSD-ul va reveni la guvernare și domnul ministru o să aibă un cuvânt greu de spus după aceea în partea de execuție, a guvernării, bineînțeles. Deci, suntem un turneu electoral, teoretic. Domnul ministru susține candidații noștri pentru primării, susține candidații noștri pentru consiliile locale și pentru Consiliul Județean. Și bineînțeles că vă susținem și pe dumneavoastră și dumneavoastră sperăm că ne susțineți în număr cât mai mare și pe, și pe noi. O să facem așa. În primul rând vreau să dau cuvântul domnului Matei Cristian, care este gazda noastră, după aia cei a domnului Popetre, pentru că dânsii sunt candidații noștri la cele mai importante două primării din această zonă. Ne spune și domnul Codos câteva cuvinte în calitate de senator de Turda, după care domnul Itru o să ne vorbească puțin despre Consiliul Județean și după aceea domnul ministru ne va spune tot ce va dori domnia sa și ce veți întreba dumneavoastră, bineînțeles, ca și răspuns. Domnul Cristian Matei, te rog. Primarul municipiului Turda din 5 luni, sau din 6. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți în număr atât de mare aici. Și aș dori ca discuțiile să taxeze pe lângă ce ne mai spune domnul ministru Teodorovici și pe faptul că despre ce înseamnă să ai curaj să iei măsuri pentru populație și nu pentru interesele meschine ale unor grupuri de oameni. Turda are nevoie de management, are nevoie de o echipă profesionistă care să fie condusă de un manager cu experiență și care să pună în practică ceea ce și-a propus. Am cel mai bun exemplu de bune practici și de bun manager atât în administrație cât și în guvernare. Este prezent aici de față domnul Teodorovici. Aș încerca în câteva cuvinte să vă spun câteva elemente despre activitatea dânsului, pentru cei care nu știu. Fără echivoc, a fost cel mai bun ministru al fondurilor europene, a preluat ministerul la 5% grade absorbție și l-a dus aproape la 80%. Deci este omul care a contribuit decisiv la atragerea a miliarde de euro în România, fonduri europene. De asemenea, a contribuit decisiv la reducerea cotelor de TVA, așa cum le cunoaște și dumneavoastră. De asemenea, în mod excepțional, vreau să-i mulțumesc pentru faptul că a avut o colaborare cu Asociația Română a APEI deosebită și, în urma acestui fapt, a ușurat foarte mult accesarea fondurilor europene pe acest sector, apă canal. Ar fi multe de spus despre dânsul, prefer să mă opresc aici și să îl rog ca în cuvântul dânsului să-și dea cu părerea asupra modului cum am putea schimba fața acestui oraș atât de drag nouă prin accesarea în continuare de fonduri europene. Mulțumesc, domnul candidat, viitor primar de la Câmpia Turzii, Popetre. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Vin întotdeauna cu drag la Turda. Turda și Câmpia Turzii sunt două orașe apropiate, sunt două orașe comune, sunt două orașe care în decursul istoriei au avut un destin, să zic așa, comun. Vreau să vă spun că întotdeauna vin cu mare plăcere la Turda. Vin aici
ca și un exemplu al comunității, să zic, Câmpia Turzii, pentru că dacă la Câmpia Turzii, într-o conducere de stânga, s-a putut face, cred că și la Turda se poate continua că acest proiect de dezvoltare să fie, de fapt, un proiect de dezvoltare comun, pentru că, să fim serioși, zona nu se poate dezvolta decât dacă cele două comunități au proiecte comune. Dacă la Câmpia Turzii s-au putut face două piețe, dacă la Câmpia Turzii s-au putut atrage fonduri, cred că și la Turda se poate face același lucru și cred că dacă ne unim forțele în proiecte comune, în mod sigur vom reuși. Vreau să vă spun că pentru noi există o mare satisfacție că săptămânal la Câmpia Turzii vin în piețele din Câmpia Turzii oameni de la Turda în care ne spun că, uite, voi ați putut face, de ce nu se face și la Turda? Sunt convins că Cristi Matei, ca primar, va face ca piețele din Turda să fie asemenea nouă. Sunt convins că împreună putem să facem un depozit de legume, fructe, care este foarte important pentru zonă. Se tot vorbește de potențialul agricol al zonei. Ori știm foarte bine că un potențial poate fi pus în valoare dacă există și un astfel de proiect. Nu vă spun de faptul că proiectul noi îl avem. De mult am încercat să-l implementăm. Colegii noștri de la Cluj, din Consiliul Județean, domnul președinte Remus Lăpușan, în calitate de președinte și de Consiliul Județean, a sprijinit, s-a introdus la un moment dat pe ordinea de zi, au fost un proiect, dar din păcate colegii noștri, să zic așa, contracandidați, au făcut posibil ca acest proiect să fie blocat și acum suspendat, așa, într-o perioadă de stand-by. Ne bucură faptul că la Câmpia Turzii vin asociații culturale care desfășoară activitatea și spun că au observat că avem o cultură vie, o cultură dinamică, o cultură profesionalizată, că avem un palat cultural care corespunde nevoilor culturale de astăzi. Cred că și la Turda este nevoie de așa ceva și în mod sigur cred că Cristi Matei, ca și primar, va reuși lucrul ăsta. Vă mulțumesc și vă stăm la dispoziție. Domnul senator Cotoș. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnule senator, deputat, distinși candidați. E un moment important, eu n-am să o lungesc foarte mult pentru că avem timp suficient să discutăm și în această campanie și după. Iar vreau să-i mulțumesc domnului președinte Teodorovici pentru că a fost întotdeauna aproape de Turda, să-i mulțumesc că nu a uitat, pentru că în urmă cu ceva timp, când era ministru și la fondurile europene și la finanțe, a fost aproape de noi și ne-a ajutat foarte mult să continuăm și îi mulțumesc lui Cristi pentru că a reușit să ducă mai departe acest important proiect, să-l dezvolte și chiar să devină, așa cum a spus el, un exemplu de bune practici în țară. Eu cred bine ai venit la Turda, te simțim și te rugăm să rămâi aproape de noi, pentru că aici la Turda se dorește altceva. Se dorește, dacă vrei, spunea domnul președinte Răbușan, faptul că ai fost un ministru performant, ești într-adevăr în rezultate și vreau să ne spui câteva lucruri și colegilor, sau să le spui colegilor de la presă câteva lucruri. În orice caz, și la Turda dorim să mergem pe această direcție, pe un nou management, un management performant, iar competențele și ceea ce candidatul nostru, Cristi, le-a reușit să le facă la compania de apă și la administrația turdeană, să le transferăm mai mult. Pentru că această zonă, sau la această zonă, sau la Turda, se uită o bună parte din acest județ. Mulțumesc încă o dată și sper ca aceste lucruri să putem duce mai departe. Iar pentru candidatul nostru, sigur, o spunem între noi, ne dorim și vom face, cred că, tot ce este de putință, ca el, așa cum am spus, să arate că, în general, PSD-ul și echipa PSD este diferită față de tot ceea ce s-a întâmplat în România și în zona Turzii. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Ar vrea să ne spună câteva cuvinte și domnul viceprimar Lucian Nemes, actual și viitor, și sunt convins că și cu ajutorul lui scurăm politica la nivelul municipiului Turda să crească și, bineînțeles, că împreună să și câștigăm primăria municipiului Turda. Mulțumesc, domnul președinte, domnul ministru, domnule senator, domnule deputat, domnilor viitori primari,
Sunt astăzi și eu alături de dumneavoastră. Eu vreau să vă spun că apreciez deosebit activitatea domnului ministru Eugen Teodorovici. Este un om pe care îl apreciez foarte mult. Un om care a demonstrat că în România se poate. A demonstrat că suntem capabili să atragem 7,4 miliarde de dolari de euro, fonduri europene, fonduri atât de necesare și pentru dezvoltarea municipiului nostru. După cum am mai spus, în acest 4 ani de zile ai mandatului meu am observat toate problemele pe care municipiul nostru le are și eu sunt convins că cea mai importantă problemă pe care nu am reușit să o rezolvăm o reprezintă problema fondurilor extrabugetare ale Turzii. Dar eu sunt convins că alături de domnul Matei, alături de echipa noastră, aceste probleme în mandatul 2016-2020 vor fi rezolvate și la Turda se vor crea mult mai multe lucruri decât am reușit să le facem până astăzi. Pot să vă spun că suntem echipa cea mai bună pentru Turda, cred în proiectul nostru, cred că o să avem cel mai bun rezultat la Turda, deoarece știți foarte bine și în anul 2012 eu am reușit să obțin cel mai bun rezultat în Turda și sunt convins că în 2016, împreună cu domnul Matei, împreună în această echipă, o să facem cel mai bun rezultat pe care l-a avut PSD-ul, zic eu, după 90. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul deputat, candidatul nostru pentru președinția Consiliului Județean, candidat la Consiliul Județean, alături de bine, bineînțeles, domnul deputat. Bună ziua și bine v-am găsit. Am venit aici, în primul rând, în calitate de deputat și de președinte executiv, alături de domnul ministru, de domnul președinte, de domnul senator, și vă susținem pe cei doi candidați la primăria din Turda, Cristi Matei, colegul și prietenul nostru, și pe Pop Petre la Câmpia Turzii. Le urez succes de pe acum și succesul lor sper să fie și succesul nostru la Consiliul Județean. La Consiliul Județean venim cu o echipă puternică, serioasă, competitivă. O echipă din care face parte președintele Revu Slăpușan, domnul inspector școlar județean Cuibus Valentin, Sălătioan, domnul Cristi Matei, domnul Popetru din zona noastră și cred că putem aduce normalitatea, echilibru, transparența și cheltuirea eficientă a banului public. Apropo de ce s-a întâmplat în Consiliul Județean. Și vă spun că trebuie să oprim această telenovelă a PNL-ului, pleacă unul, vine altul. Unul corupt, celălalt lipsă de moralitate. Cred că acest fapt trebuie să fie acordat la Consiliul Județean. Cred că proiectele majore, și amintea unul din proiectele frumoase ale noastre, Centrul Agro-Transilvania. Apropo de noua lege, 51% produse românești etichetate pe rafturi. Noi gândim mai departe, un centru zonal, pe lunga Rieșului, Câmpia Turzii Turda, pentru legume, pomicultură, unul pe zona Someșului, deci Gherla, pentru legumicultură și pomicultură, și unul pe zona de Mureș-Bulegin, pentru fructe de pădure și cartofi. Aici se face colectarea, transportul spre Centrul Agro-Transilvania, unde se face sortarea, spălarea, ambalarea și transmiterea mai departe spre lanțul de magazine. Asemenea proiecte de anvergură putem reda viață pentru agricultură, putem aduce produsele noastre bune în supermarketuri. Alt proiect major care vrem să-l și am fost inițiatorul în Parlamentul României este Tetapolisul. Trecerea din domeniul statului și concesiunea SCPR-ului în domeniul Consiliului Județean și concesiunea Tetarom 4 au 83.666 de metri pătrați. Pe acest teren, care în ultima fază la Camera Deputaților, la Comisia de Administrație și după aia am plecat și probabil promulgat, vrem să facem un centru științific, cercetare, dezvoltare, inovare. Având în vedere cele trei parcuri, și având în vedere în aceste parcuri și desfășurarea activitatea firme puternice, cum Emerson, DeLonghi, așa mai departe, și au nevoie de cercetare. Sigur, în prima fază vor fi angajați acolo 50-80 de oameni, dar în a doua fază până în 200-300 de oameni. Profesori universitari, cercetători, studenți, încercăm să aducem tinerii studioși care sunt plecați din țară. Creăm locuri de muncă, creăm o emulație pentru aceste locuri în cercetare. Alt proiect major care îl gândim și aici, sprijinul nostru, va fi și domnul Teodorovici, care a accesat foarte bine fondurile europene. E un campion în accesări și o să ne sprijine foarte mult. Un alt proiect care vă interesează și pe noastră este Spitalul Regional de Urgență.
care încercăm să-l poziționăm și să-l facem la Cluj-Napoca. Avem terenul la Unitatea Militară Florești, avem, cred că, oportunitatea, pentru că suntem un centru medical deosebit pe Transilvania, pentru că avem cadre universitare deosebite, avem, știu, vreau să vă spun că avem și faptul că studenții și celelalte cadre cred că o să poziționeze spre Spitalul Regional de Urgență. E necesar pentru întreaga regiune și cred că o să-l realizăm într-un viitor foarte apropiat. Mai sunt și alte proiecte de pe turism și aici vă felicit pentru Salina Turda, dar trebuie să intre într-un circuit mult mai intens, trebuie să facem drumurile județene, conexiunea dintre județe, pentru că nu există și atunci putem dezvolta și turismul mult mai mult. N-aș intra în acest proiect de turism foarte, foarte intens, pentru că poate fi turism balnear, turism ecumenic, poate să fie speologic și de altă natură. Dar cred că toate frumusețele noastre ar trebui să le punem în valoare, pornind de la o gestionare a deșeurilor corespunzătoare. Mulțumesc! Le doresc succes tuturor colegilor și sper ca în 5 iunie să ne vedem câștigători. Eu sunt convins că până pe 5 iunie o să ne mai vedem la Turda și cu domnul deputat Titu și cu alți colegi. Am spus, pentru noi Turda și Câmpia Turzii reprezintă două municipii mai mult decât importante, cu colegi foarte serios, cu oameni foarte cinstiți și până la urmă harnici. Dar ceea ce cred eu că a definit și o să definească în continuare activitatea noastră se bazează pe 4 cuvinte. Dezvoltare, locuri de muncă, educație și sănătate. Deci sunt niște lucruri pe care le-am susținut, sunt niște obiective pentru perioada următoare și vă garantăm că, așa cum am fost până acum foarte serios, o să fim și în continuare și o să facem ceea ce trebuie pentru cetățenii acestei zone și pentru cetățenii acestui județ. Eu vă mulțumesc și în continuare loc pe domnul ministru, domnul senator, să ne adreseze câte mesaje dorește domnul ministru. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, Hristos a înviat și bine v-am găsit. Mă bucur să fiu din nou în Județul Cluj și chiar și la Turda, mai fost de câteva ori. Atunci mă ocupam de, să zic, coordonam proiectul de apă al operatorului de apă de la dumneavoastră. Proiect, tot spunea de colegul meu, domnul senator Codruș, îmi mulțumesc pentru colaborare. Vreau și eu să-i mulțumesc și eu să vă mulțumesc pentru că ați fost, cel puțin, coautorii a două proiecte foarte importante pentru județ. Pentru parte, proiectul de apă și țin minte că întâlneam de foarte multe ori domnul senator Codruș la București, în fine, șeful companiei de apă, încerca de a vedea cum mărim alocarea financiară și cum deblocăm situația, pentru că a fost și acolo niște blocaje. Partea bună este că s-a terminat totul cu bine și a fost chiar, pot să spun, în fața multora din România în ceea ce înseamnă proiect cu finanțare pe apă. Deci, e un lucru bun aici. Al doilea proiect foarte important este cel al autostrăzii. Sebeștul, dar unde domnul președinte e coautor, pot să spun foarte drag, pentru că alături de primul ministru Victor Ponta și echipa de la transportul, chiar au fost cei care au, vă spun sincer, au hotărât soarta acestui tronson de autostradă, pentru că erau niște bani disponibili, se putea duce în altă parte a țării, e adevărat, dar insistența și dezenia și din conștiința colegiul a făcut, adică aceea de a face să lupte pentru zona care vă prezintă, a făcut ca acești bani să vină în această parte. În păcate, încă nu este gata. Sperăm să fie gata cât mai repede. Pentru a vă putea lega ca și zonă de ceea ce înseamnă restul țării și numai Europa în sine, pentru că nu o să vă puteți dezvolta doar cu o savină și cu un alt proiectel sau alt, da? Deci ideea este că în această zonă, cum a spus județul Cluj, în ansamblu său are potențial fantastic. Stați foarte bine față de alte zone ale țării, dar stați foarte rău față de ceea ce puteți să faceți. Aici trebuie adus accentul, pentru că îi se poate mult, mult, mult mai bine, cu toate punctele de vedere. Din păcate, în schimb, trebuie să înțeleagă și mai ales atunci când se vine la vot, și nu e chestiune de ordin politic neapărat. Este foarte important să ai o colaborare foarte bună, o înțelegere comună, atât la nivel central, cât sunt convins că o guvernare PSD va veni cât de curând. Eu sper nu la toamnă, ci sper imediat după locale.
într-o guvernare PSD, pentru că este o guvernare care le dă românului șansa și speranța că poate să fie datat și să trăiască așa cum trebuie să trăiască, sau așa cum trăiesc ceilalți în Europa, la care noi ne raportăm ca și exemplu în vestul Europei. Deci, cum spuneam, o guvernare PSD care va veni cu siguranță, cu guvernare PSD la nivel local, Consiliul Județean, primării, Consiliul Local, votul politic în, în Consilii, va face ca lucrurile să, va face ca lucrurile să meargă așa cum mă dorim cu toții. Să nu uităm că, din păcate, guvernele anterioare v-au văzut și problema asta de bani, de alocări financiare, pentru că ele se făceau în funcție de anumite criterii politice. Programul Național de Dezvoltare Locală, cel pe care din 2007 l-am tot început și tot a fost proiecte nefinalizate, știți foarte bine, cei care v-ați vorbit de acest lucru, în special primarii, alocările se făceau de la București, din două anumite preferințe. Am trecut, am alocat ca ministru de finanțe 13 miliarde de lei pentru tot ce înseamnă Programul Național de Dezvoltare Locală în România. Toate primările din România, indiferent că aveau școli, drumuri, canal sau apă, au primit toți acești bani doar ca să continui, să înceapă să facă să termine ceea ce au început cu anul urmă. Indiferent de ce culoare avea primarul unui comunități, pentru că nu trebuie să privesc, de fapt, trebuie să afecteze o comunitate locală în funcție, datorită sau din cauza unei culorii politice a unui primar sau alt. Și este un concept pe care PSD-ul, așa cum este el de foarte mult, știți foarte bine, nu neapărat public. Dar eu deja o marotă pe care o folosesc cei care nu știu altceva să folosească decât acest lucru, că PSD-ul este cel care se opune dezvoltării. Nu. Iată că PSD-ul a fost cel care a decis schimbarea unui mecanism de alocare a acestor bani, indiferent și independent de culoarea politică a unui primar sau altuia. Doi, a adus măsuri liberale, măsuri de piață. Domnul președinte număra câteva priorități. Să nu uităm și mediul privat. Mediul privat care ne dă nouă în economie partea de finanțare pe care după aceea o duce către pensii, către salarii. Altfel, noi n-am fi putut să retrăgim pensiile, să creștem 25% la salarii la profesori, la medici, să avem un cod fiscal orientat clar către cetățean. Că este către piață, dar impactul și efectul este după aceea către cetățean. Deci, trebuie să înțelegem acest lucru că, din fericire pentru noi, pentru cetățenii pe care noi le reprezentăm ca și partid, chiar și pentru ceilalți care au mutat de-a lungul timpului altfel, PSD-ul reprezintă soluția. Vă dau, pe exemplu, de două slogane de campanie. Apoi de oameni, sau am văzut în altă parte în țară, chiar la Sibiu am văzut, vorbele trec, faptele rămân. E cel mai elocvent mod de a arăta clar că noi, astăzi, putem să le spunem oamenilor că am făcut ceva. Chiar spuneam și prin țară, unde mergeam în campanie, această campanie, că este o campanie un pic atipică, în sensul bun. Adică, cu această ocazie sau de această dată, noi putem să spunem oamenilor și ce s-a făcut. Adică, în momentul când venim ca primar, ca președinte cu județean, ca și consilier local și promitem un anumit obiectiv, oamenii deja se pot uita în spate și să vadă clar că s-au și făcut lucrurile. Adică, nu doar niște vorbe aruncate din nou în campanie, de dragul campaniei, de dragul votului, de fapt, și în spate să nu fie niciun fel de justificare sau de argumente logice. Uitați că de această dată există. Din păcate, schimbarea de anul trecut, zic eu, că a privat România de o continuitate în ceea ce înseamnă lucruri bune pentru România. Iată, astăzi, ne uităm în orice zonă dumneavoastră la guvern și vedem doar lipsuri și, nu știu, incompetență crasă în toate domeniile. De la nivelul primului ministru până la nivel de minister de resort, nu știu, fondul pe sănătate, agricultură. Uitați-vă la agricultură, ce se întâmplă astăzi. Sunt mii de beneficiari neplătiți într-o zonă în care are un premier care vine din zona aceasta, a fost comisar pe agricultură, a fost ministrul agriculturii, avem un ministrul agriculturii care a fost înainte secretar de stat la ministrul agriculturii, deci se presupunea că ar fi o echipă puternică care să servească interesul fermierului român. Iată că nu este așa. Din contră, parcă te gândești că cineva, în mod intenționat, stopează plăți în agricultură, plăți în fondurile europene, sunt mii de beneficiari neplătiți pe fondurile europene. Sunt nelansate finanțările pentru mediul privat, pentru partea publică. Nu se pot face licitații astăzi de primari, pentru că legile pe achiziții publice nu au fost aprobate de guvern ca o ordonanță de urgență. De-abia ieri, Camera Deputaților a trecut prin votul său acest pachet nou. Dar până se vor face normele de aplicare, până când primarii vor fi pregătiți pe noul cadru legislativ, vom mai trece ceva timp.
Din păcate am înțeles astăzi că au fost chiar la SAT în sistemul electronic de licitații, chiar la Cluj, anumite anunțuri de licitații, dar care nu au o cuvie legală. Deci iată că, din păcate, adresarii noștri publici, da? Din păcate sunt adresării românilor, se pare, folosesc încă astfel de trucuri de campanie care, încă o dată, eu sper să nu le mai regăsim în România. Vis-a-vis de performanțele pe fondul de sau pe absorpție. Bun. Eu am făcut ceea ce știu că trebuie să fac ca și ministru. De fapt, asta am făcut-o și atunci când am funcționat public, nu neapărat ca ministru. Eu am avut o vorbă, am spus că voi fi ministru, nu am fost și voi fi ministru și după ce mai sunt ministru. În sensul că nu funcția e cea care îți dă șansa să faci, nu poziția înaltă neapărat, e cea care îți dă cea mai bună, da? Faptul că ești în administrația publică, la local, la centru, este în sine o obligație de a face lucrurile așa cum trebuie. E adevărat, au întrebat multe filiale în țară, în 2 ani de zi de mandat, și aici am chiar și niște grafice care sunt, zic eu, elocvente pentru cine dorește să le înțeleagă. Ce am preluat ca ministru, ce am lăsat ca ministru, ceea ce înseamnă trimiteri către comisie a facturilor pe care românii le-au procesat pentru ceea ce au cheltuit aici. 7,4 miliarde de euro în 2 ani de zi. Ceea ce comisia a trimis înapoi României ca și rambursări. La fel, ce am luat, 7,1 miliarde de euro intrate în România în 2 ani de zi. Nu am pierdut în 2 ani de zi niciun euro. Înaintea mea s-a pierdut, după mine s-a pierdut. Dar ce mai elocvent, să nu mai multe imagine, care eu mă mândresc sincer, nu, restul este, era obligația mea ca și delicat. Asta este poza care arată că România își merită locul atunci când vrea, acolo fruntaș. Este poziția pe care România a ocupat-o timp de 2 ani de zile, la nivel european, în ce înseamnă rambursare de fonduri către, de la Comisia Europeană către un stat membru. Este prima, a fost prima în Europa. Deci România a putut, în ultima, din codașii Europei, iată că a fost prima. Deci asta înseamnă că România are potențial, așa cum Clujul are potențial ca județ, Cluj Napoca ca și municipiu, Turda, Câmpia, Turzii. Și de asta eu am încredere că o echipă pe care astăzi colegii mei de la Cluj o propun în toate aceste structuri, este echipa care poate schimba și vă poate da o șansă. Avem bani pentru spitalul regional la Cluj. Și ce am făcut? Puteți pierde finanțarea pentru acest spital dacă lucrurile nu se pun în mișcare. Am avut un proiect pentru găba de gunoi, ca județ. S-au pierdut milioane de euro. Se pun acei bani care nu s-au cheltuit la timp din banii contribuabililor din județul Cluj. Lumea trebuie să știe acest lucru. România a pierdut bani europeni și pe incompetența unora din Cluj, ca județ. Da? Deci este, din păcate, aveți aici, aveți o chestiune de rezolvat. Nu cred că să fie schimb, să se schimbe. Dacă veți merge în aceeași, ca și electorat din județul Cluj, pe aceeași abordare, poate tipic acestei zone a țării. Dom'le, hai să nu schimbăm, hai să lăsăm așa, că e mai bine... Nu, lucrurile cu atât. Aveți îndrăzneală să schimbați lucrurile? Veți reuși. Nu aveți niciun argument să vă îndoiți. Am spus, chiar și oameni de dreapta, care eu mă întâlnesc și discut foarte des, oameni din piață, oameni de afaceri, care, în mod normal, trebuie să fie tentat să meargă în partea cealaltă. Am spus că ați avut cea mai bună guvernare. Ați avut o guvernare de dreapta. Măsurile fiscale, bugetare de dreapta, le-ați luat voi. Cod fiscal în Europa, unic în Europa, a fost luat de un guvern de stânga. Da? Desigur, în echipă și cu ceilalți colegi. Alde și, de fapt, cei dinainte pe care au fost colegi la guvernare. Țineți minte foarte bine, anul trecut, câte voci spuneau nu unui cod fiscal propus de noi. Și iată că, în final, mă bucur foarte mult și mă bucur foarte mult, mi-a legat numele de un astfel de proiect unic în istoria României după Revoluție, după cota unică și alte câteva proiecte puține. Un cod fiscal care poate ajuta românii. Știți foarte bine, 9% la plusul agroalimentare. A fost o măsură care a stimat reducerea evaziunii fiscale, creșterea consumului și, pe ansamblu, România, din ce se spunea că pierde ca urmare a acestei măsuri, iată că a câștigat. Chiar în anul trecut. Noi am recuperat anul trecut ceea ce se spunea că e impact pe buget. 20% la 1 ianuarie 2016 pentru ce înseamnă cod de TVA. România este astăzi în Europa o țară cu cele mai mici cote medii de TVA. Am avut, chiar din partea unor state membre, o așa abordare
împotriva unei astfel de măsuri. Am primit chiar scrisuri din partea unor ambasadori și am spus că acest lucru să-l fac public în luna iulie, când atunci când voi discuta, când atunci împreună cu Victor Ponta, cu prim-ministru Victor Ponta, vom prezenta împreună ceea ce noi am făcut anul trecut pe zona fiscală. Ce ar fi semnat dacă noi, ca demnitate, ne-am fi luat după președintele țării, după guvernatorul României, băncii naționale, după Consiliul Fiscal și alți analiști sau finanțiști de renume de ghilimele în România și n-am fi adoptat un astfel de cod fiscal. Da? Ne-am fi luat după cei care ne scriau de la ambasade, dom'le, nu faceți acest lucru pentru că duceți România într-o zonă de derapaj macroeconomic. Și întrebarea se pune, de ce nu provăm totuși din ce în ce mai mulți astfel de oameni sau echipe care să vină să schimbe radical viața țării? Am citit acum câteva zile și nu numai, că tot citim astfel de articole venite de la Comisia Europeană, de la publicațiile de profil economic. România va avea și în 2016 cea mai mare rată de creștere economică a doua, mi se pare, din Europa. Deci iată că lucrurile au fost făcute cum trebuie. De ce oare cealaltă state europene vă dați seama că sunt împotriva unui astfel de abordări din partea României? Pentru că automat multe dintre activitățile lor se relocă în România. De ce dividendele la 5% au speriat Europa? Pentru că automat multe dintre activitățile din Europa urmăresc să se mute în România. Și TVA-ul și multe altele. Adică de asta spun, putem să schimbăm toate aceste țări dacă vrem. Avem potențial, avem oameni, avem echipă, avem astăzi alocări financiare date, din păcate, blocate de guvern. M-am spus, repet, sper că după locale, la nivelul Consiliului Partidului, să iau decizie în ceea ce înseamnă tot ce am emoțiuni de cenzură. Eu cred cu tărie în acest lucru. Sunt un tehnocrat, de fapt nu mai sunt tehnocrat, că mi-e rușine să mai spun că sunt tehnocrat astăzi. Această noțiune s-a... Bine, nu mai există practic. Dar este un partid mare, demonstrează că este mare atunci când guvernează și o face bine. Iar voturile românilor să vină ca atare. Asta este părerea mea, este abordarea mea. Le urez succes cu GMV-i în toate instituturile, atât la Consiliul Județean, Consiliul Locale, Primării. Pot conta pe sprijinul meu, chiar vreau să facem, după ce se încheie partea de alegeri locale, o echipă la nivelul județului. Să lucrăm de la caz la caz pe proiecte puține, clare, concrete, pe care să le arătăm foarte clar și pe care v-am spus vreau să le punem în aplicare. Țin foarte mult să vin cu ceea ce știu ca, bine, ca expertiză în zona fiscală, pentru că eu cred că în Cluj, ca județ, se pot constitui zone de interes pentru investitori. Nu trebuie să venim peste ceea ce vine statul ca și obligații fiscale. Trebuie din cotă să creăm în această zonă facilități de tot felul pentru ca să vină acei investitori. Eu, dacă am să fiu într-o nouă echipă în zona executivă, este ceea ce am să fac. Într-un an de zile, veți vedea România ca model în Europa. Așa cum am spus că România va fi un model în Europa în ceea ce înseamnă fonduri europene, în zona de fiscalitate, eu am spus că într-un an de zile, dacă trebuie să te determinați ce vreți să o facem, România poate să recupereze foarte mult din ceea ce ne desparte de cei din investitori europeni. Mult succes și dacă aveți întrebări, și cu mare drag. Și încep eu cu o întrebare. Domnule ministru, actualul guvern, când a preluat guvernarea, a mulțumit guvernului Ponta pentru fondurile care le-a lăsat în visterie pentru bani. 11 miliarde de euro. Exact. Și spunea că va continua proiectele începute, va mai mult vor sprijini și proiectele care vor intra din 2016. Cum vă explicați această întorcere de 180 de grade a actualului guvern? E lipsă de respect față de români, în primul rând. Cum ai voie să fii român și să acționezi în acest fel? Eu v-am spus, eu nu înțeleg. În mintea mea, eu așa ceva nu pot să concep. Eu m-am oferit de foarte multe ori și atunci când a fost acest guvern, din păcate, investit sau votat în Parlament, și aceea mi-a făcut o greșeală foarte mare. Noi, clasă politică, noi parlamentari. Că nu am făcut noi programul de guvernare pentru actualul guvern. Adică să fie impus pentru fiecare ministru în parte un număr de sarcini, de măsuri pe care fiecare trebuie să le implementeze și după care să fie evaluat și eventual schimbat ca ministru. Acolo a fost o greșeală. A fost o greșeală, am spus, votul în sine. O greșeală pe care domnul președinte, cu mare dibăcie, a pus-o în brațele Parlamentului. Sunt foarte bine că a spus domnia sa că acest guvern nu îl reprezintă și nu este un guvern pe care dânsul să-l gireze. Odată că știm foarte bine că dânsul a dorit un guvern al domniei sale.
Dar sper că a treia oară, adică acest pas al moțiunii, să nu adică să se întâmple și să ștergem din greșelile făcute noi ca și politicieni. România, ca orice țară normală și democratică, trebuie să fie condusă de o clasă politică. Pentru că politicul trebuie să răspundă pentru ceea ce face sau ce nu face. Astăzi, dacă acest guvern pleacă, uitați, s-au plecat 4 miniștri. Cine răspunde? Cine decontează? Noi ca români, noi toți. În fondurile europene. Nu poți să repari peste 6 luni de incompetență în zona de fonduri europene. Avem 2 miliarde de euro avansul de la Comisie către România. Zac în contul. Nu se folosiți. În zona de sănătate. Uitați-vă, scandal după scandal. Este inacceptabil. Da? Să faci conferință la Guvernul României, la sediul Guvernului, în lipsa ministrului de resort. Deci este desene animate. Cum poți tu, adică parcă ai așteptat ca premier, plecarea ministrului la Cluj, am zis că a fost la Cluj în acea perioadă, da? Sau, nu știu, zonă, și acolo repede s-a vândut ședință. Este inadmisibil. În agricultură, dar și se trebuie în agricultură. Declarații, peste declarația unui ministru, ale unui om care a fost, odată, care a lucrat în misiunea noastră la Bruxelles, deci în ambasada noastră acolo, a fost ministru și vine acum și se poate pune o lege prin care străinii să nu mai cumpere teren. Nu spune că e ok, vreau să ne luăm noi românii, dar nu poți să spui tu ca premier, comisar, european fiind fost comisar, să îngrădești accesul liber la cumpărarea unui teren. Este în spațiu, e piața unică, este piața europeană. Asta am vrut noi, asta am atunci în 2007. Trebuie să o pui, dacă vrei să o faci în așa fel, foarte bine fă-o în așa fel, dar fă-o cu divăcie. Nu ne întoarce și împotriva, cu comisia împotriva noastră acum. Să spună că uite ce face România. Da? Și multe, multe astfel de exemplu, uitați la transportul. Ei, s-a mișcat ceva? Absolut nimic. Și exemplul pot continua, din păcate, v-am spus, dar acest și de nerealizări trebuie oprit imediat după, din punct de vedere după locale. Deci eu nu pot să-mi explic decât prin incompetență. Nu vreau să mă gândesc la un plan ascuns al cuiva care are ceva motiva României. Nu vreau să cred chestia asta. Dar prin ceea ce fac deși astăzi, în guvern, asta pare. O întrebare ca să îi las pe colegi, după aia să eu termin întrebările. Problema nu e asta cu întrebările, problema mea cu răspunsurile. Am înțeles. Spuneați că după locale sau, mă rog, în toamnă va fi o nouă guvernare și întreb, guvernare PSD sau guvernare USL? Cred că înțelege sensul. Înțeleg sensul și eu am fost, chiar pot să spun, adeptul acestei idei de USL, chiar înainte să fie aia nașterea la mijlocul USL. Da? Am acest defect de vizionat, oarecum. Dar, în primul și în primul rând, PSD-ul este astăzi într-o situație extrem de bună și trebuie să-și capitalizeze forța pe care o are astăzi. De-aia noi am decis să mergem singuri în alegeri. Vom vedea exact după lucrare care este situația votului din iunie. După care, desigur, la nivelul Consiliului Partidului, se va lua o decizie în ceea ce înseamnă o posibilă colaborare pentru toamnă și după aceea, desigur, pentru guvernare. Eu nu am o urmări de acest fel, v-am spus, e loc la masă pentru toată lumea care vrea să gândească și să acționeze pentru România. Da? O întrebare pentru cei doi candidați la funcția de primar, vă va avantaja sau nu acest sistem de vot? Mă refer la alegerea primarului dintr-un singur tur de scrutin. Dar s-a închis asta. Nu? Sunt sigur? Și acum se bază de câștigea din primul tur. Acum vor, nu vor? Nu mai contează. Au decât o singură cale. Să muncească și pe 5 iunie să câștige. Aș vrea să înțeleg și eu pe domnul Itu referitor la cele trei centre de colectare ale legumelor și fructelor. Domnule Itu, sub ce formă le vedeți odată înființate ca fiind gestionate? Sub o autoritate, sub gestionarea unei autorități publice sau într-un parteneriat public-privat? Deci ele vor fi construite, să presupunem că vor fi construite, ca cine le va gestiona și cum odată ce acestea au fost construite? Este o idee de a fi gestionate atât de către Consiliul Județean și cu partenerea. Legea ne permite treaba asta și cred că e utilă. Acei fermieri în zona, așa cum sunt și în Occident, își pun punctul de vedere foarte pregnant și creionează o politică adecvată la aceste centre zonale. Și mai am atunci o întrebare, dacă le vedeți legate de fermierii din zonă, știți că în 2012 Ministrul Agriculturii anunța 80 de milioane de euro pentru construirea circa 35 de centre de legume fructe. Erau niște finanțări care erau puse la dispoziția fermierilor și cu toate astea nu prea s-au găsit fermierii să le ia. Credeți că e o problemă? Da, sigur. Având în vedere cooperativitatea care a fost, fermierii și, în general, țăranii fug de asociere, dar e un viitor
așa îl văd, asociație puternice care să spună punctul de vedere, să știți. Legat de centrele de colectare, ca să fie foarte clar. Deci noi am susținut acest lucru de acum câțiva ani de zile. Și am ajuns în faza în care în Consiliul Județean am avut hotărâri de Consiliu, prin care am stabilit că facem abator la Iclot și centrul de colectare și selectare a fructelor și legumelor la Câmpia Turzii. S-au făcut aceste studii de fezabilitate și ele există. Pentru abatorul de la Iclot am introdus bani în buget pentru a le face acel studiu pentru o dimensiune mai mică și a merge înainte. Și teoretic, în acest moment, cei de la Consiliu ar trebui să se ocupe de această documentație. Iar colegii de la PNL, colegii domnului Lojigan și colegii domnului Ștefănie, respectiv candidații teșilor pentru Câmpia Turzii și Turda, au fost cei care au blocat acest centru împreună cu colegii din Consiliul Județean al PNL-ului. Deci PNL-ul a blocat centrul de colectare și selecția a fructelor și legumelor de la Câmpia Turzii, ca să fie foarte clar. Deci dânsii nu au avut bani în buget pentru acest proiect, ca să fie clar. Și știu sigur că au făcut presiuni, inclusiv domnul Lojigan, ca să nu facem finanțare pentru acest proiect, pentru că acest proiect ar putea aduce potențiale voturi pentru PSD și s-ar putea să piardă dânsul primăria, oricum o să piardă. Deci ca să fie foarte clar. Deci Lojigan, PNL-ul, Ștefănie și toți cei de la PNL s-au opus ca acest centru să fie construit la Câmpia Turzii. Suntem în faza în care avem totul la cheie. Deci există proiect, există locație, există tot pentru a putea să trecem în faza 2 în care să licităm proiectul și să-l implementăm. Aici v-aș recomanda, că permiteți, acolo comandarea Cogiului, deja aveți că într-o echipă, să se lanseze licitația, chiar dacă nu este finanțare. Se poate lansa licitația în cauză suspensivă? Spune prea. Nu, se poate, deci se poate, tot dacă nu pot, se întrebați. Nu, atât trebuie întrebați. Este posibil să lansăm acum, ca să câștigăm timp, licitația? Și dacă vă spune că nu au bani, întrebarea se poate pune așa. Până pe se poate lansa cu acea clauză suspensivă pe care lucrăm în caietul de sacii, spunând că se vrează contractul, că vom lua finanțarea. Eu am făcut astfel de achiziții publice și am recomandat și cei care au vrut să mă asculte, m-au ascultat, de sute de milioane de euro. Deci este perfect legal. Dacă nu vor să o facă, înseamnă că au un alt interes ascuns. Dar pentru a câștiga timp și nu numai, asta este abordarea. Și o chestiune. Eu am spus-o, dar nu știu dacă s-a ținut foarte clar sau dacă s-a ținut foarte clar. Țin foarte mult ca primăriile să se comporte ca firme, ca și companii. Chiar dacă sunt de stânga, cred și poate părea curios această declarație, pentru că ușor statul nu mai poate finanța, nu mai poate să mai țină în spatele său zonele care nu sunt active. Deci primăriile să înțeleagă că trebuie să se comporte cu respect față de banul public, să se comporte ca niște companii private în piață, să aibă finanțări, fie din europene, fie în bugetul de stat, fie local, în care să se stimuleze parteneriatul între o primărie și orice agent economic, în fine, orice firmă. Eu asta am și făcut când am fost la fonduri europene, acele proiecte de economie socială, întreprindere socială, în care spre noi pun banii, o primărie se poate asocia cu un ONG, poate crea un business de 200.000 de euro, obligația să angajeze 8 oameni cu probleme, dizabilități, cu, din zone defavorizate, să spunem, dar crezi un business. Nu dai pomană, să spunem, unui asistat social. Îl încadrezi și omul are un loc de muncă. Banii, dar degeaba trebuie să încedeze cu această practică. Deci este foarte important ca inclusiv acele depozite, să spunem, să fie totuși, sau ele să fie angrenat partea de privat. Și mai mult, acolo unde nu s-au asociat, unde nu au venit să ia finanțarea aceea de care vorbeați dumneavoastră, trebuie să exact care a fost cauza. Iar să nu trebuie să stimuleze. Inclusiv primările trebuie stimulate să se unească. Eu am spus că ministrul de finanță, sper viitor ministrul de finanțe, așa voi stimula. În cum se dacă eu îți dau ție ca primărie stat, îți dau o anumită, nu știu, 100 de unități pentru investiții, dacă se vreți două primării, vă dau 100 cu 100 și încă 100 în plus. Voi faceți, vă discutați cu populația, faceți referendum și spuneți, dom'le, ne este mai bine dacă ne unim. Scădem din cheltuieli, scădem din costuri, rămâne acolo un punct de lucru pentru primăria în care, da, să spunem, dar stimulezi în acest fel partea de comasare în comunități, pentru că sunt foarte multe cheltuieli, poate inutile de multe ori. Deci sunt măsuri și instrumente la care vreți să aplicăm. Domnule Itum, se tot vorbește despre crearea acestor depozite și sărbătorile pascale ne-au oferit o imagine cruntă cu zeci de tone de lână care au fost aruncate pur și simplu pentru că nu există depozit de valorificare a lânii. Domnul senator Cordoș a avut mai multe interpelări și întrebări către Guvernul României privind aceste edificare unei astfel de depozit de lână în județul Cluj.
Cum vedeți dumneavoastră în calitate de viitor președinte al Consiliului Județean Cluj rezolvarea acestei probleme pentru crescătorii de oi? V-aș da o noutate. Se lucrează la cercetare ca lâna să fie folosită pentru vată minerală. Atenție! Se lucrează în România și ar putea să devină un business deosebit de în construcții, în construcții foarte mult. Sigur, această lână trebuie preluată, depozitată și după aia transmisă spre acele fabrici care vor produce vata minerală din lână. Bun, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Deci aici există un întreg ciclu. Există mielul, există oaia, există cineva care are nevoie de acest lucru. Noi am fost cei care am susținut înființarea agroclusterului Transilvania. Deci acel agrocluster există și acel agrocluster ar trebui să facă în așa fel încât să-i adune în aceeași piață sau în același loc pe cei cu cererea și pe cei cu oferta. Până în acest moment nu s-a reușit, dar noi asta o să facem, o să găsim soluția să încât să-i punem așa. Deci încă nu s-a reușit. Sunt discuții legate de acest subiect cu firme din Austria. Pentru că în Austria se face reabilitarea termică a blocurilor cu lună de oaie, ca să știți. Dar încă nu s-a ajuns la faza în care să se avanseze tehnică în așa natură, încât să există o competiție din punct de vedere calitate-preț. Dar este o discuție care am avut-o cu cei de la Agroclaster Transilvania și ne interesează acest lucru, mă interesează și pe mine și pe alți colegi aici, pe domnul Fărcaș și pe cei care sunt din zona asta care se ocupă de creșterea ovinelor, pentru că, într-adevăr, este o mare problemă faptul că nu ai unde să vinzi dâna și nu ai ce să faci cu piele de oare. Dar aici este o chestiune privată în care s-a implicat și Consiliul Județean prin acela agroclasă pe care ne-l susținem și îl bugetăm de la Consiliul Județean și o să-i punem la aceeași masă, se discută, se caută informații în acest moment, astfel încât să fie problema rezolvată. Dar ca să plecați cu un, așa mi se pare, m-am mers că este ușit în campanie, un angajament foarte ferm. Eu spun că domnul președinte, viitor președinte aici de față, își poate asuma acest proiect. Ca data la anul viitor, pe timpul la care s-au întâmplat lucrurile astea, să nu se mai, să avem deja un astfel de depozit. Costul nu cred că e unul foarte mare. Nu ocupăm, sunt specialist, dar sunt convins că nu e un cost mare și nu e o construcție greu de realizat. Da. Se pot aloca bani, se poate găsi o schemă de finanțare, să fie, chiar să fie cooptați și cei care sunt direct interesați. Da. Pentru că finanțarea trebuie un pic retoarsă, da? Amortizată. Dar vii tu stat întâi să deblochezi, după care îți readuci și cu un plus de așa alocare financiară. Deci eu zic că putem și facem după ce veți deveni președinte, așa. Eu mă angajez că vin și lucrez persoana noastră de proiect. Mulțumesc. Clar că e nevoie de un parteneriat multi-instituțional. Deci asta puteți să luați ca și promisiune, inclusiv cu alocare financiară, inclusiv cu partea de idee, să uite și vă spun că simt. Cu atât, când vrei să faci un lucru, faci. Nu există așa. Mulțumesc pentru răspuns. Și asta este modul în care trebuie să acționăm și noi. Cu atât trebuie să ne temem, eu am spus asta peste tot din țară, la toți colegii la partid. Nu trebuie să ne temem, să fim ferm, să ne obligăm la măsuri și la obiective, poate unde între ele ambițioase. Poate nu faci tot din ce ai spus. Dar cu cât ești mai sus, cu cât ești mai ambițios, cu atât faci mai mult. Da? Și v-am spus, mai promutați și din abordarea asta de, și de Olteni, și de Moldovești. Dar e un bine că ne amestecăm așa și punem toate lucrurile bune de la fiecare în același post, da? Deci mai mult curaj pentru candidat. Mai mult curaj. Da, și mai mult comie. Că dacă te faci și vrei să fii candidat, să nu că ai ceva cu sfat de ceilalți. Teoretic. Pe cu teoretic. Așa că trebuie să demonstrezi în 4 ani de zile că, într-adevăr, te uiți la oameni cu ochii mechi. Bun. Domnului, tu m-am întrebat de aceste legume, depuse de legume fructe, deoarece există unul la Mihai Viteazu care a aflat sub gestionare privată, pentru că nu au reușit să asigure standardele de calitate pentru magazinele, pentru marile magazine alimentare. Producția sau păstrarea lor? Păstrarea și ambalarea. Deci, centru agro, transformarea de la Cluj-Napoca, are toate facilitățile, toate dotările, să știți. Nu e utilizat la capacitate și nu e eficient pentru produsele agricole. Atenție! Acel centru agro Transilvania s-a făcut pe fonduri europene. S-a făcut pentru că era intersecția de drumuri, era aeroportul, așa mai departe. Noi nu l-am adus la parametrii normali. Domnul Itu, cu centrul ăla știți care e povestea și am trebuit să vă spune și domnul Misa aici. Centrul a fost făcut pentru produsele agricole din zonă și acolo e plin de citrice. Merge să vedeți că e plin de citrice. Dacă de asta s-au folosit banii. Și schele au fost acolo, să știți, și au luat bani pentru depozitarea lor. Da, aveți dreptate. De-aia vrem să dezvoltăm această.
Goriți și lăsați să intre produsele tradiționale. Aici domnul Idu trebuie să vă spun altceva și vă rog cu domnul Idu să spuneți lucru pe care l-ați făcut în Parlament legat de produsele românești și de supermarketing. Ce se va întâmpla? Am spus-o la început, este o lege, 51% din produsele pe rafturi la supermarketuri vor fi produse românești, etichetate și cred că e o treabă corectă și bună. În această ordine de idei vrem să dezvoltăm Centrul Agro Transilvania. Susțineți ideea, domnul. Da, deci eu am o părere... Sunteți liberal. Sunt liberal. Sunt român. Asta e. Trebuie negocia. Politică, sunt român. Da. Dar... am avut și în zona asta, dar așa un hobby. Am plantat foarte mulți ani zile flori. Da? Eu am o vorbă și tot spuneam că cele mai frumoase lucruri în lume sunt flori de animale și copii. Ca să văd așa cum mă definesc eu ca și individ. Dar, dincolo de asta, chiar mă gândeam acest lucru acum, în timp ce discutați, că aceste centre de depozitare ar fi foarte important să le legăm în lege, prin lege, de tot ce înseamnă aceste lanțuri mari de magazine. Adică obligație, dar asta mi-am venit ideea, o să o pun pe hârtie să o băgăm în lege. Să este obligație ca el să fie clar în fel de rețea acestor lanțuri de mari de magazine, numai pentru a-l obliga și pentru a evita astfel de situații. Da. În momentul acela creezi un flux până la producătorul român. Dincolo de 51%, dincolo de chestiunea asta, eu am avut o discuție chiar și cu ambasadorul Italiei la București, acum câteva săptămâni zile. Și știi că Italia este una dintre țările care își apără foarte mult și promovează foarte bine, să zic, brandul de țară. Domnul ambasador mi-a spus acolo un lucru foarte important. Dom'le, dincolo de faptul că scrie pe Italia și nu are respectă lucrul ăsta, dar respectă pentru că noi avem calitate. Deci, lumea oriunde, toți în lume, ne respectă pentru că, într-adevăr, când spui brânză de papă, când spui nu știu ce, așa mai departe, este în primul calitate, dar dincolo de orice altceva. Au și niște prevederi în lege pe care se pune și noi la noi în legea noastră. Eu sunt pentru scoaterea acestor lanțuri mari de magazin din orașe, în afara orașului. Eu țin la acest lucru foarte mult, din mai multe motive. Unii poate nu vor fi mulțumiți, dar nu și în primul rând, nu le închizi duminica, nu sunt de acord cu chestia asta, recunosc. Nu trebuie să închizi nimic, nu trebuie să trăslași și piața se miște singură. Omul își regulează singur nevoile și tot ce. Tu trebuie să, ca asta să intervii, cum e forța aceea, fie forța coercitivă a statului în economie, dar e să nu fie, fie prezența statului să nu se simte foarte mult. Dar nu închizi, îți scoți în afara orașului, în schimb, dai drumul în oraș și se dezvolte micii, să zic așa, producători, micile magazine de cartier, e normal să fie așa. Mai departe, pe acestea, neînghizându-le și lăsându-le deschise, dar în afara orașului, nici pe rând nu le văduvești, ori de afară în Europa, lumea pleacă în afara, în weekend în afara orașului, petrec ziua cu pături, se mă duc la un film, adică petrec ziua în afară orașului, da? Deci, asta e un lucru care trebuie să se producă. Deci, pe această zonă de promovare a produselor românești, trebuie activat un pic mai așa, mai, eu zic, coerent și incisiv. Deci nu poți să le impui foarte mult, nu știi, la urmă, cum definiști un produs românesc? Când asumă fiile românesc? Că e produs în România de români. Nu există așa. Să zicem, nu este. Sunt mai multe situații. Să mă înțeleg. Desigur, zona liberă. Da. Zona liberă. Da. Agent de zona liberă. Cum se poate... Cât la sută să fie din o anumită țară? Cât se acceptă din afara spațiului, să zic, da? Compoziția și așa departe. Adică și aici, un produs poate să fie românesc, dacă poate nu neapărat 100% românesc. Poate are 100% din el, de aici. De aia s-a dat, nu știu, da? E foarte bine. Să știm ce vrem să vindem. În afară, în țară, eu am spus foarte multe ori că în viitorul mandat, să spunem așa, ca să promovezi producția în țară, spune următorul lucru. Până cine produce în România și exportă din România, nu știu, 75% ceea ce produce, exportă și exportă în afara spațiului european, atenție, ca să nu mai fi independenți de spațiul european. Eu, ca stat, îi dau înapoi la final de an, un anumit procent din ceea ce el mi-a dat mie în timpul anului. Ca să stimulez foarte mult partea de producție în România. Am avut discuții cu companii mari, la vremea respectivă, în Ministerul de Finanțe, companii americane și numai din Europa. Și am spus, ce vă dă vouă, ce vă oferă vouă, nu știu, Polonia, Ungaria, alte țări din Europa, ca să faceți acolo investiții. Veniți încoace, spuneți-mi ce vă oferă ceilalți, noi vă oferim un plus față de ce dau ceilalți și faceți aici investiții. Da. Se poate face lucrul ăsta în România. România are șanse, foarte șanse, pe care nu le bănuim. Mari. Domnule Teodorovici, dumneavoastră sunteți
un vizionar, ca să zic așa. Numai că... Dar numai că, totuși, asta vorbesc. Perfect! Perfect! Că eu trebuie să bat. Scoaterea supermarketului... Sunteți și un vizionar. Și un vizionar, ca să... Vă mulțumesc, domnule Cucea. Ca să scoatem în afara orașelor toate hipermarketurile, s-ar produce un cataclism economic în România de ample magnituri. Gândiți-vă cum ar fi să se mai vorbește la cumpărături. Nu e vorba de ce Kaufland sută cu gratuit. Gândiți-vă cum scoatem, de exemplu, Kaufland, care e în centrul Clujului, Piața Mărești, lângă Piața Mărești, cum scoatem în afara orașului? Simplu. Spunând că din anul de peste noapte, că băi, corect, deci, ai un contract și așa departe. Dar spun, domnule, din 2020 așa. Nu se mai face niciun contract cu astfel de locații în raza Waterloo-ului. Da? Cele care au astăzi contract în derulare și mai are mai un an, doi și așa departe, de găsim un cal de compensare. Da? Adică eu că s-a venit pe lucru, nu-i corect. Să-i dăm contractul ăluia care l-are în derulare. Dar dau un timp până în 2020, 21, 22, timp în care eu reușesc cu el anumite compensări față de ceea ce el poate să piardă. Dar nu pierde. Pentru că nu mai va veni la el. Lumea care vrea să meargă la supermași și departe, se duce. Uitați-vă poate în afara României, în Europa de Vest, oamenii asta fac. Deja o... Dar Europa de Vest este o cultură care se perpetuează de la an la an, de la zeci de ani la zeci de ani. În România nu avem cultura asta. Nu făcut peste noapte. Poate nu sunt adeptul, cum este legea fumată și vă dau un exemplu. Chiar dacă poate am colegi de aici, care nu sunt de acord. Eu să vă spun cum o de vedere. Deci, încă o dată, eu nu sunt pentru a respecta interlocutorul tău și partenerul tău. Statul trebuie să respecte privatul. Este foarte important și noi, ca partid, în primul să dăm acest exemplu, celor care se dau pe dreapta chipurile și respectă, dar nu fac, trebuie să respectăm banul privat. Pentru că el aduce în economie, da? Bun. Legea fumată. E corect ca o locație, un restaurant, o cafenea să investească pentru a fi autorizată. Și știm foarte bine cât de dure sunt regulile. Numai în România, că afară din vest, nu o să vinți regulile așa de dure pe care le respectă cei care fac restaurant. Nu o să vinți. Deci eu investesc, ca după aceea tu să-mi dai o lege care m-a făcut să am o investiție inutilă. Inițiatorul acestei lege este da, legat de partid. Cu ce l-am oprit? Este mare lucru să spune, am greșit aici. Care e problemul împotriva? Eu nu sunt un făcător, nu sunt motorul legii. Dar tu privat, tu stai, nu trebuie să-i impui privatului ce se facă cu banii. Dacă eu vreau să fac un restaurant cu banii mei câștigați de mine ca și om, dar normal, cetățean normal, da? Și eu vreau să deschid un restaurant care să se fumeze, de ce tu stai peste mine? Nu vrei să vii să tu, cetățean, să mănânci la mine restaurant? Deci, în altă locație. Și vreau să chiar să văd un amendament prin care să spun un lucru. Cum este și la alte state. Până ce este sub anumită suprafață? Nu știu, 100, 200 de metri pătrați, să ți-o poți declara tu ca și patron de restaurant, de fumători sau de nefumători. Dacă tu vezi că business totul nu merge ca patron, nu să fii nebun să ții mai departe de fumători. Dacă vezi că oamenii nu vin pentru că se fumează. Îți faci jumate-jumate. Sau faci de nefumători. Adică tu regăsim business-ul, tu ca patron, tu ai interesul, primul interes. Știți cât au scăzut în casările lor, din Horeca, cel din Horeca? Cu 20-30% chiar și mai mult. Deci am dat o măsură de 9% să reduc și să încurajez partea de consum și, după ce și acum s-a dat de jos. Deci trebuie să ne gândim foarte bine când facem o lege sau altă. E foarte important. Dar cu banii respectivi, oamenii se vor duce concediu, s-a făcut de economie. Ce este la partea de urmă? Două chestii o să mai dau așa. Fie sunt idei de un nou program de guvernare. De exemplu, cu voucher de vacanță. Un subiect foarte important pe care din păcate lăsăm deoparte. Pentru privați este reglementat. Am făcut noi am trecut și am reglementat. Deci privatul poate să dea acord de angajatul lui acel voucher. În partea de buget nu s-a făcut nimic. Și am spus, domnule, hai să vedem poate pentru la anul, dacă cumva preluăm guvernarea mai repede și face verificarea bugetară, poate dăm inclusiv de anul ăsta. Se spune că dai 1000 de lei de angajat în sectorul bugetar. Păi omul ăla se nu de cheltuie acel voucher. În România. Deci el încurajează toată zona de turism. O dată. Doi la mână. Transportul până acolo. Sunt cheltuieli pe transport. Sunt cheltuieli pe care omul le face acolo, dincolo de cazarea pe care o are pe timp. Da? Mâncare, cutare. Sunt multe alte efecte pozitive care pun economia în mișcare. Deci, din păcate, la finanțe, anul trecut s-a gândit contabil.
și nu propriu-zis. Aceasta e o măsură care, în primă fază, are un impact bugetar mare, dar după aceea efectele sale sunt unele care îi de economia. Dacă dezic, dacă mă după cei care mă înjurau pe contul fiscal, că, domnule, face o gaură de 10,5 miliarde de lei în buget, nu mai acum am contul fiscal. Dar m-am gândit ce poate aduce contul fiscal, am fost, cum am spus, master vizionar, am văzut și l-am gândit din timp ce poate să aducă acest contul fiscal și iată că s-a întâmplat. Adică, da? Pensia la fel. Eu susțin încă o dată, chiar dacă ne costă destul de mult, să nu fie impozitat. Pensia? Da, deloc. Pentru că este un drept al omului. Nu este un drept, omul a muncit o viață întreagă și nu vii încă o dată să-i impozitezi. Deci dividendele trebuie impozitate. Aia da. Da? Și cu impozitarea muncii. Și ea trebuie continuată să fie redusă. Deci sunt multe idei, dar care vor avea șansă să prindă viață doar dacă va fi o guvernare PSD. Așa că... Succes la vot! Vă mulțumim și vă dorim o zi bună! Dacă onorata presă mai are nicio întrebare, permiteți-mi doar una scurtă. O frază. Dar o frază primenul de propoziție. Știu că vă place domnul. Și de aceea și în stimați prieteni. Domnule ministru, bine ați venit în acest oraș încărcat de istorie, încărcat de tradiție, încărcat de frumos. Ce vreau să vă spun sunt doar câteva idei care le-am preluat. Ați spus că nu, și în momentul în care nu mai sunteți ministru, veți rămâne un ministru. Ca și când va fi. Exact. Eu am fost consilier, am preluat ideea. Voi rămâne consilier, chiar dacă nu sunt pe lista acelor consilier. Deci, ca mesaj, a fost extraordinar ce mi-ați transmis mie. Ce obligații avem noi, cei care am dobândit o anumită experiență și trebuie să o dăm mai departe. Am înțeles perfect. Ce vreau să vă mai spun, tot în fraza aceea, domnule președinte Renus, este faptul că în această limbă există idei pe care, credeți-mă, le-am preluat și de la Olteni, și de la Moldoveni, și de la Transilvaneni. De ce? Odată e o echipă tânără. Îți scuze, o parte să fac. Da. Să luăm și de la S. Să luăm și de la S. De ce? Îi trecem vechi să vă mulțumim. De ce? Vă spun un motor lui. Eu am și singură sânt. Așa. Și am acasă, sunt și moldovean, și oltean, și sârb. Exact. Poate asta mă face să fiu un pic diferit. Dar apreciez ceea ce fac sârbii de mulți ani de zile, toată, că îi simt, îi am în sânge. Ce au spus ei cu privire la aderarea la spațiul european? Ora de lăm împreună cu Republica Kosovo, ori deloc. Este un exemplu de demnitate, un exemplu de abordare în toată modul. Echipa aceasta e deschisă spre ceea ce a spus acolo. De a prelua tot ceea ce este bun, ce este modern și mai ales ce am atâta încredere în ea, în primul rând, în președinte, care este un președinte care se reinventează de fiecare dată, are această calitate de a aduna în el, de a aduna în jurul pe care poate să se bazeze. De ce i-a pune ca profesor, îi admir pentru că și-au făcut determinarea studiilor o carieră aici în țară. N-au plecat în străinătate, n-au închis ușa, ci au venit aici, asta este. Au venit aici și își pun tot ce au dobândit în slujba acestor. Victor Buda a avut o, eu am spus, a avut o carte foarte multe mutatele și defecte, că n-a avut și defecte, o carte de luat în seama. A spus că i-a adus ultima știință de guvern. Că a lăsat oamenii, a adus în el oameni tineri oarecum și a lăsat să se gândească. Exact. Asta a fost o mare șansă și pentru mine. Asta m-a luat. Mi-a dat încrederea să fiu consilier în 2012, consilier de stat la domnia sa și după aceea ministru al fundărătării și la finanță. Adică, ei au avut o șansă foarte mare, datorită acestei abordări de mergere adevărat. A dat o șansă omului să gândească, să vină cu soluții. Niciodată nu a spus, fă aia, fă aia, nu. A dat sprijin și a avut nevoie de foarte multă de sprijin, recunosc. În încheiere, vreau să vă spun de altfel. Puteți avea încredere, fiindcă acești tineri vor gândi singuri.
vor veni cu proiecte și veți auzi de un succes destul de răsunător. Mulțumim! Ați văzut ce frază scurtă a fost?